Recent, în știrile noastre, aminteam de luna octombrie a anului 2017, când Ministerul Agriculturii, optimist și încrezător, lansa campania de promovare a consumului de carne de oaie, campanie denumită Alege Oaia. Pe de altă parte, mielul de Paști este ca valuta, apreciere găsită în presa națională atunci când mă documentam pentru această știre. În apropierea sărbătorilor, prețul se triplează pe drumul de la fermier la vânzător. Samsari dictează tarifele atât pe piața internă cât și la export. Colegul meu, Ovidiu Ghinea, cu treabă pe la malul mării, s-a interesat la crescătorii de ovine despre mielul de Paști. Imediat o să vedeți o mostră de bun simț adusă de un fermier dobrogean care înțelege și piața și afacerile cu mioare. Domnul Polifronie, ușor, ușor ne apropiem de sărbătorile de Paște pentru creștinii ortodoxi și nu numai. Consumul mielului e o tradiție pe care o vom respecta aproape cu toții. Ce șanse au românii să găsească carne de miel românesc anul ăsta, ținând cont că sunt și ceva mai multe exporturi, prețurile cum vor fi? Bine ați venit la mine la fermă. Legat de subiectul mielului în perioada pascală, vreau să asigurăm pe toți românii, pe toți creștinii că vor avea în perioada de Paște pe masa lor un miel tradițional românesc. Cum așa știm noi de că în fiecare an trebuie respectată tradiția și datina pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu să mâncăm o bucățică de carne de miel în perioada pascală de Sfintele Paști. Tot în perioada asta vorbim și despre prețuri. Miei dumneavoastră de aici, din zona Dobrogei, din zona Constanței, sunt recunoscuți pentru gustul lor și au o mare căutare. Să vedem cu ce preț i-am putea achiziționa. Într-adevăr, în zona Dobrogei, când vorbim, mielul de Dobrogea tot timpul a fost recunoscut și asta trebuie să-i mulțumim în primul rând bunului Dumnezeu că ne-a binecuvântat cu asemenea zonă. Și iar un factor foarte important pe care îl văd eu este rasa de oi pe care noi o creștem aici în zonă. Legat de prețuri, eu în fiecare an am încurajat să se aibă o negociere directă crescător, producător și cumpărător. Cerere și ofertă. Și am îndemnat tot timpul să fim toți, mai ales că va fi și săptămâna luminată, să fim mai buni și să facem în așa fel ca tot românul să aibă pe masă o carne de miel românească în acea perioadă. Prețurile, după părerea mea, cred că vor fi undeva apropiate de cele de anul trecut.